Foarte multe persoane aleg să-și trateze anumite dureri sau afecțiuni în mod natural, fără să apeleze la tratamentele medicamentoase. Una dintre cele mai căutate legume din piețe este utilizată pe post de leac naturist, potrivit femeilor în vârstă din mediul rural. Află și tu despre ce este vorba. Puțin sunt cei care știu că guliile nu sunt doar gustoase, ci au și proprietăți benefice asupra organismului nostru, susțin specialiștii. Potrivit experților, aceste legume care costă numai 2 lei la orice piață sau centru comercial din țară ar regla nivelul glicemiei, ar ajuta la întărirea oaselor, precum și prevenirea anemiei. În mediul rural și nu numai, guliile sunt considerate un remediu eficient în tratarea afecțiunilor respiratorii. De asemenea, aceste legume sunt extrem de versatile, întrucât se pot servi natur, amestecate în salată, în crustă de pesmet sau fierte cu ceapă. Guliile sunt înrudite cu legume precum conopida, ridichiu, vaza sau broccoli, fiind bogate în substanțe nutritive benefice organismului uman. Gulia nu conține deloc grăsimi, motiv pentru care medicii nutriționiști o recomandă în toate dietele. Mai mult, studiile arată că guliile sunt bogate în glucozinolați, substanțe antioxidante care îți întăresc organismul și previn apariția unor boli și afecțiuni severe. Sucul de gulie ajută la eliberarea toxinelor din organism, conține vitamina B6 care ajută la întărirea sistemului imunitar și la formarea hemoglobinei și vitamina C, unul dintre cei mai puternici antioxidanți. O altă proprietate a acestei legume miraculoase ar fi faptul că guliile combat contracțiile musculare. De aceea, specialiștii sfătuiesc românii să bea la micul dejun câte un pahar de suc de gulie pentru a evita formarea cârceilor. Persoanele care suferă de diabet pot consuma regulat gulii pentru ca nivelul zahărului din sânge să se regleze, potrivit studiilor medicale. Un alt aliment extrem de sănătos pentru organism, menit să ajute la întărirea sistemului imunitar, în special în perioada mai rece a anului, este avocado. Conform experților, fructul de culoare verde protejează ficatul, conține glutation și vitaminele C și E, care acționează ca antioxidanți pentru a neutraliza radicalii liberi și pentru a proteja celulele hepatice de daune, notează experții în nutriție. Avocado conține vitaminele E și K, elemente antiinflamatoare care protejează ficatul de efectele nocive. Grăsimile sănătoase din avocado pot de asemenea regla nivelul de colesterol, relatează playtech.ro.